Mamă, ce discuție a creat Roberto. Cu siguranță Denisa nu s-ar fi băgat în această discuție dacă nu era vorba despre Dima și cu siguranță nu s-ar fi băgat nici în alte discuții dacă nu era vorba despre Dani, dar cumva ea are niște polițe de plătit în circul acesta și ați văzut-o și pe Hatice care contribuia acolo să-i țină partea Denisei. Ca de obicei, Irina nu era prezentă, nu? A, dacă ar fi fost și Irina, evident că ar fi fost și ea acolo prezentă. Că așa sunt fetele astea. Ideea era că Sabrina nici măcar nu a rugat pe nimeni să-l susțină pe Ionuț. Pur și simplu a mulțumit doar pentru tricourile primite și cam atât. Nu a rugat pe nimeni să-l susțină pe Ionuț. A fost urât, într-adevăr, ce a spus Roberto, că s-a folosit de el. Eu consider că Roberto s-a folosit de fiecare dintre cei rămași în casă și ați văzut, a mers la fiecare, s-a rugat de ei să meargă să se roage de susținătorii lor și așa mai departe.